Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! În acest videoclip vă aduc analiza pe care am pregătit-o pentru cel de-al 40-lea episod al serialului nostru, pe care publicul o așteaptă cu mare entuziasm și curiozitate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru înainte de a trece la videoclipul nostru. Ozan a părăsit compania și afară plouă. În timp ce își deschide umbrela, Esra vine și strigă Ozan. Vine la Ozan și îl sărută imediat pe Ozan pe buze. Ozan a fost foarte surprins. Când Esra spune că mi-amintesc totul, Ozan răspunde spunând că mi-am dat seama. Amândoi se privesc cu dor. Apoi se duc acasă și își petrec noaptea împreună. Se trezesc dimineața și încep bucuroși să pregătească micul dejun. Apoi își promit unul altuia că vor fi un cuplu normal. Când trec la companie, împărtășesc aceste cuvinte cu Musa și Zeino. Cu toate acestea, Zeino și Musa nu cred că nu se vor lupta și nu se vor comporta normal. Eko și Elif merg și ei la un curs de babysitting pentru că au decis să adopte un copil. Cu toate acestea, Eko nu este foarte entuziast și părăsește cursul cu o scuză. În cartier, a izbucnit un război pentru Nazm Bey între Zumrud și Nehriman. Ambii recurg la diferite moduri de a obține Nazm Bey. Pe de altă parte, Ozan o vede pe Esra lucrând cu modele masculine în companie. Se duce imediat la ei și concediază modelele masculine din Esra. Deși Esra este foarte supărată pe această situație, Ozan pleacă calm de acolo. După plecare, Ozan se întâlnește cu Hilmi Bey. Hilmi Bey spune că cineva cu probleme vrea să cumpere compania. Ozan, în schimb, spune că are mult de lucru pentru firma și de aceea nu o va vinde. Hilmi Bey, în schimb, afirmă că bărbatul are probleme și Ozan ar trebui să fie atent. Seara, Esra a pregătit o masă frumoasă pentru Ozan. Esra se enervează când Ozan vine la masă fără să o sărute pe Esra când venea de la companie. Dar nu spune mai întâi. Esra nebunește înăuntru când Ozan întreabă dacă acest fel de mâncare are mai puțină sare. Chiar dacă se gândește să-i pună întreaga masă în capul lui Ozan, încă mai are control asupra sa. Și răspunde dându-i frumos sarea și numindu-le dragul meu soț. În următoarele ore, Esra și Ozan au început să urmărească meciul împreună. Deși Esra încearcă să-i răspundă bucuriilor lui Ozan, ea nu este foarte mulțumită. În zilele următoare, entuziasmul dintre Ozan și Esra începe să scadă. Deși Ozan nu este conștient de această situație, Esra este. Deși își folosește tot farmecul pentru a-i arăta frumos lui Ozan, Ozan este foarte indiferent la această situație. Mai ales dimineața, Esra îl trezește imediat pe Ozan după visul ei și îi cere să o ia la cină. Cu toate acestea, Ozan își amintește promisiunea pe care i-a făcut-o lui Musa și lui Eko pentru meci. Dar nu-i poate spune nimic lui Esra și spune bine. La fel, Eko o concediază pe Elif spunând că are un loc de muncă. În același mod, Moise a trecut peste Zeino. Ozan, în schimb, nu i-a putut spune nimic lui Esra. Totuși, le spune lui Eko și Musei că voi veni la acest meci. Între timp, asistentul lui Ozan, Pnar, vine și îi spune că a sosit cineva pe nume Salim. Ozan răspunde și el spunând că e în regulă. Între timp, Esra vorbește cu Zeino. Cu toate acestea, când conversația lor se termină și se trezesc, tensiunea arterială a lui Esra scade. Deși Zeino vrea să meargă imediat la spital, Esra nu vrea. Între timp, domnul Salim a sosit. Cu toate acestea, el spune că va cumpăra compania vorbind foarte amenințător. Ozan, în schimb, îl mustră pe Salim Bey, spunând că cu siguranță compania nu este de vânzare. Cu toate acestea, Salim Bey pune amenințări printre insistențele sale. Cu toate acestea, Ozan nu face nicio concesiune și este supărat pe Salim Bey. Lui Salim Bey nu-i place această atitudine a lui Ozan, iar Ozan o vede pe Esra pe drum. Și plănuiește să-i facă ceva lui Esra pentru a-l intimida pe Ozan. Seara, Esra și Ozan au ieșit la cină. Lui Esra i-a plăcut locul în care au mers. Ozan are niște planuri în minte. Esra, pe de altă parte, nu poate înțelege acțiunile lui Ozan. Mai târziu, se dezvăluie că Eko și Musa urmăreau meciul în același loc. Comportamentul grăbit al lui Ozan îi se pare ciudat lui Esra.
Când Esra își exprimă părerea că entuziasmul dintre ei s-a terminat, Ozan o complimentează pe Esra și încearcă să-l treacă. Chiar în acest moment, Ozan strecură pastă de roșii pe ea. Se duce imediat la Eco și Musa cu scuza că se ridică și face curățenie. Apoi se întoarce la Esra. Merge din nou la începutul meciului cu o scuză. Când vine din nou la Esra, Esra devine suspicios. Ultima dată, când merge la Musa și Eco să vadă meciul, golul este marcat și toți se bucură împreună. Cu toate acestea, în cele din urmă, Esra îl urmărește pe Ozan pentru că este suspicios și vede ce a făcut el. Iar seara, sfârșitul lui Ozan este pe canapea. Dimineața, nu se putea găsi la micul dejun. La fel, sfârșitul lui Eco și Musa s-a trezit pe canapea. Fetele se întâlnesc la restaurantul Menecșe și încep un război împotriva bărbaților. Indiferent de ce, niciunul dintre ei nu permite bărbaților să se apropie de ei. Bărbații, inclusiv Ian, se adună și încep să caute un leac. A doua zi, băieți și fete s-au adunat în cartier pentru a discuta situația. Băieții le cer dorințelor fetelor să le înmoaie relația cu fetele. Nu vor să facă concesii și totuși renunță la meci. Fetele, în schimb, afirmă că vor permite doar un joc pe săptămână. La bărbați, ei insistă de două ori pe săptămână. Cu toate acestea, când nu există un acord, bărbații părăsesc întâlnirea, spunând că nu vor mai veni acasă. Deci bărbații sunt foarte siguri pe ei înși, doar Eco nu este sigur. Fetele, în schimb, cred că băieții se vor întoarce acasă încă din prima seară. Între timp, Esra este urmată de oamenii lui Salim Bey. Seara, în timp ce Esra petrece timp cu Atlas, tensiunea arterială scade din nou. Între timp, niciun bărbat nu a venit în casă și fetele s-au întrebat despre situație. Cu toate acestea, sunt și ei foarte îngrijorați. Bărbații, pe de altă parte, petrec timpul în companie. Cu toate acestea, Eco caută să plece imediat. La fel, Ian gândește în acest fel. Apoi, când Ozan gândește la fel, intervine Musa. Când Moise intervine strigând, aproape toată lumea își revine din nou în fire și începe să creadă că are dreptate. Între timp, Hilmi Bey îl sună pe Ozan și vorbește cu Salim Bey despre ceea ce s-a întâmplat. El îi repete avertismentele lui Ozan, iar Ozan îi transmite gândurile lui Hilmi Bey. A doua zi, fetele decid să-și ia o scurtă vacanță împreună pentru a se răzbuna împotriva băieților. La locul de muncă, băieții cred că fetele sunt foarte regretate. Chiar atunci, Musa află de la telefon că fetele pleacă în vacanță. Toți sunt șocați de această situație. În special, Moise trece prin el însuși. După aceea, se duc imediat la hotelul unde sunt fetele. Chiar dacă fetele vor ca băieții să fie cu ele, nu arată asta. Când Esra îl vede pe Ozan venind la hotel, îl strigă imediat pe Ozan, dar apoi revine în sine. Și nu se înfruntă cu bărbații și merg la masaj. Cu toate acestea, bărbații intenționează să nu facă acest masaj. În timp ce Esra stă întinsă în așteptarea maseurului, Ozan se strecoară în cameră și începe să o maseze pe Esra. Lui Esra îi place foarte mult masajul lui Ozan. Când Esra nu poate primi răspunsuri la întrebările ei, se întoarce și se uită. Esra, care îl vede pe Ozan în fața ei, este foarte surprinsă și se înfurie pe Ozan după ea. Ea îi cere să iasă imediat. În acel moment vine maseurul și Ozan vede că maseurul este femeie, și iese imediat. După masaj, Esra vine la Ozan și începe să strige. În timp ce Esra strigă, Ozan este foarte impresionat și se uită la Esra cu admirație. Între timp, când Esra începe să fie foarte impresionată, se sărută cu pasiune și merg în camera lui Esra. Cu toate acestea, tocmai în acest moment, când Zeino vine la natură, Esra îl aruncă imediat afară pe Ozan. Zeino vine și spune că ar trebui să ia în considerare bărbații care sunt aici. Esra, da, ai dreptate, chiar dacă merge și spune pace cu soțul tău, Zeino nu vrea să meargă. Între timp, soneria sună și sosesc Eco și Musa. El îi spune lui Esra că vor să se împace. Elif vine după ea și atmosfera este plină de frământări. Între timp, apare și Ozan și îi dă afară pe toți și se întâlnește cu Esra. A doua zi dimineață, în timp ce el și Esra se țineau de mână și se plimbau prin hotel, Salim Bey a dat un telefon.
După ce a vorbit o vreme cu Ozan, domnul Salim îi predă telefonul lui Atlas, care stă lângă el. Ozan este șocat de această situație. Am ajuns la finalul videoclipului nostru deocamdată. De asemenea, puteți împărtăși videoclipul nostru prietenilor de VS, astfel încât aceștia să poată urmări ce se întâmplă în seria noastră. Ne vedem în următorul videoclip. Aveți grijă de voi! La revedere!